Prima acțiune s-a desfășurat în proaspăt înființatul parc al tinerilor căsătoriți, acolo unde cuplurile și-au plantat proprii viitori arbori pe care au fost montate chiar plachete cu numele tinerilor. Este un lucru inedit, fără îndoială, iar primarul de Giurgiu, Nicolae Barbu, ne-a declarat că ideea a fost a angajaților din primărie. E bine că un pic s-au rupt zăgazurile minții oamenilor din primărie, oamenii pot gândi. Și atunci când gândesc, oamenii vin și cu idei frumoase. Lucrurile au mers însă mai departe. De acum încolo, tinerii căsătoriți vor avea parte și de o surpriză. Fiecare când va veni, își va găsi un loc, îl va planta. Nu vom planta în continuare. Pentru fiecare zi, sâmbătă sau duminică sau în ziua când se căsătorește civil, înainte de căsătorie sau imediat după, vor veni, vor planta un pom, își vor pune numele acolo. După acțiunea din parcul tinerilor căsătoriți, s-a trecut la plantări în apropiere de Steaua Dunării, acolo unde am mers tinerii asociației Implică-te pentru viitor. Cu ce ocazie ești tu aici azi? Sunt cu ocazia Zilei Pământului și am venit să plantăm aici niște copaci, să înverzim această zonă. Cum ți se pare ideea asta? Foarte interesantă și cred că ne învață și pe noi multe, mai ales că eu personal n-am plantat niciodată un copac. A ieșit așa cum vedeați voi acțiunea asta? Da, bineînțeles. Da, chiar a fost, suntem învățați să spunem, în grafic. A fost în grafic. Da. Cum au văzut tinerii? S-au bucurat că au scăpat de școală sau chiar și-au dorit să facă asta? Tinerii sunt învățați să facă acțiuni de genul ăsta. Deja a intrat oarecum în obiceiurile noastre. Pentru că, din câte cunosc eu, majoritatea din ei au fost participanți la astfel de acțiuni de voluntariat.